Hristos a înviat. Să ascultăm imnul absolvenților. Stimate doamne director, stimați colegi, stimați părinți, dragi elevi, bine ați venit la festivitatea de absolvire a claselor a 12-a de la Liceul Tehnologic Mihai Busuioc. Iată că a sosit ziua în care drumul de licean încetează pentru a urma calea viitorului adult. Îl combinăm în tehnică. Știu că a fost un parcurs anevoios, însă ați reușit să depășiți momentele neplăcute în acești 4 ani. Deși în ultimii 2 ani au fost despărțiți de situația pandemică, astăzi am reușit să ne reunim într-o formulă completă și într-un cadru de sărbătoare. Și pentru a deschide oficial festivitatea de absolvire, o invităm pe scenă pe doamna director Panțiru Elena pentru a ne adresa câteva cuvinte. Mulțumim! Hristos a înviat, stimați părinți, dragi elevi, dragi colegi. Am să vă rog să-mi permiteți să mai și arunc ochii așa pe o foaie, pentru că să știți, de fiecare dată, asemenea ceremonii mă emoționează. Se spune că anii de liceu sunt cei mai frumoși din viața unui om. În acești 4 ani, liceul devine locul unde îți începi aventura numită adolescență. Unde trăiești prima iubire, prima dezamăgire, unde legi prietenii adevărate și unde îți faci planuri de viitor mărețe. Este locul unde, încet, încet, fără să-ți dai seama, îți formezi personalitatea. Au trecut 4 ani de când ați pășit cu emoție pentru prima dată pe poarta acestei școli. V-ați cunoscut colegii și profesorii care v-au devenit o familie pentru acești ani. Au fost ani grei, veți spune mulți dintre voi acum, fie prin prisma evenimentelor istorice prin care am trecut, fie prin prisma numeroaselor viroze respiratorii pe care le-ați avut, prin prisma faptului că ați suferit de multe ori de foame și ați vrut să mergeți pe esplanadă să vă cumpărați un covrig, ați fost obosit și nimeni nu a înțeles lucrul acesta, că aveați nevoie de o pauză de 50 de minute. La toate acestea se adaugă trezitul foarte de dimineață, fie pentru cursuri sau concursuri, vestitele porecle pe care le-ați adresat profesorilor sau colegilor voștri, zgomotele foilor scăpate pe jos în timpul testelor, furatul temelor în pauze, bătăile cu creta, șicanele adresate colegilor, râsetele și șoșotelile din timpul orelor sau sunetul telefonului care venea tocmai din banca nepotrivită. Unii s-au pierdut pe drum. Alții au rezistat eroic, fie la insistențele domnului diriginte, fie sau doamnei diriginte, fie la insistențele profesorului X sau chiar ale directorului. Unii s-au remarcat prin seriozitate și implicare, alții s-au mulțumit cu Sfântul 5 de promovare. Important este că ați ajuns cu toții aici. Ce va fi de acum înainte, doar Dumnezeu știe.
Important este să vă fi învățat lecțiile vieții, nu doar lecțiile de la ore, să demonstrați maturitate în gândire, asumare în luarea deciziilor, respect față de voi și față de cei din jur și neapărat dorința de a deveni mai buni. Vă felicit pentru absolvire, mai ales pentru faptul că voi sunteți promoția numărul 40 a acestei școli. În felul acesta arătați devenirea școlii noastre de-a lungul timpului. În anul 1981, în toamna anului 1981, se înființa în zona Vale o nouă școală gimnazială cu clasele 1-8, prin mutarea elevilor de la cealaltă școală din Vale și a cadrelor didactice. În 1982 promovau primii absolvenți, era prima generație de absolvenți. Iată că astăzi, după 40 de ani, voi sunteți a 40-a promoție de absolvenți, cei care demonstrați stabilitatea acestei școli, care dovediți încă o dată implicarea cadrelor didactice și dăruirea cu care v-au călăuzit pașii. Vă doresc să aveți drumul vieții presărat numai cu bucurii și împliniri, să oferiți și să aveți parte de dragoste, să vă formați familii frumoase, să aveți slujbe bănoase și, mai presus de toate, să aveți sănătate. Îi felicit și pe părinții voștri care au avut grijă în toți acești ani să nu vă lipsească nimic, care au făcut eforturi, numai ei știu câte eforturi, ca vouă să vă fie bine. Sunt sigură că peste ani vor culege roadele eforturilor depuse de ei și voi vă veți strădui să îi faceți mândri de voi. Vă doresc să aveți succes la examenul maturității, prima voastră piedică în calea formării profesionale. Felicitări promoția 2022 și vă aștept, sper tot aici, să ne revedem în 2032. Mulțumim, doamnei director. În continuare, am să mulțumesc colectivului de cadre didactice, care timp de 4 ani a contribuit la formarea profilului de absolvent. Începem cu doamna director Panțiru Elena. Avem nevoie de ajutor, avem toată baza în voi. Doamna director adjunct Pușcașu Mihaela. Mihaela Pușcașu. Domnul dirigent Petrescu Alexandru, mulțumesc. Domnul dirigent Rotaru Ionuț. Doamna dirigent Lăcrămioara Andronache. Doamnei profesoare Brândușa Georgiana Popa. Vă rugăm. Doamna profesor, domnul profesor Radu Tătaru. Doamna profesor Mihaela Bișoc.
doamna profesor Elena Valeria Dudcă. Domnișoara profesor Anca Ionela Herlea. Doamna profesor Alina Delia Tacu. Doamna profesor Viorica Constantinescu. Doamna profesor Angela Sofiei. Domnul profesor Vladimir Bucătaru. Doamna profesor Aida Danciu. Domnul profesor Alexandru Probodeanu. Domnul profesor Dumitru Chiperi. Doamna profesoară Ana Maria Pârja. Doamna profesor Carmen Savu. Doamna profesor Aurora Onceanu. Doamna profesor Daria Miron. Domnul profesor Mihai Cristian Teodorescu. Doamna profesor Marcela Mădălina Macovei. Domnul profesor Zaharie Leșan. Doamna profesor Maria Ianuș. Domnul profesor Gheorghe Iacob. Doamna profesor Mihaela Batincu. Și domnul profesor Romică Buleu.
Mulțumim domnilor profesori. Se acordă diploma de șef de promoție elevei Niță Beatrice Georgiana la absolvirea clasei a 12-a pentru rezultate excepționale la învățătură și promovarea imaginii școlii în comunitate. Felicitări! Am învățat că fiecare dintre noi, dragi și absolvenți, suntem protagoniștii propriei vieți și, indiferent ce vom deveni, trebuie să fim devotați respectului. În acești 4 ani am avut șansa să cunosc profesori care ne-au dăruit o parte din cunoașterea lor, o lumină, așa cum a menționat poetul Lucian Blaga. Anii de liceu ne-au demonstrat că suntem capabili de orice, dacă avem voință, motivație, căci înainte de toate, cuvintele sunt mai puternice decât faptele. Pilonii educației noastre au fost, să nu uităm, cadrele didactice, care prin maestria pedagogică și prin dăruirea lor au format tineri cu ambiție, perseverență și motivație. În numele tuturor absolvenților, vreau să mulțumesc părinților care ne-au îndrumat pașii și ne-au susținut în aceștia cu promisiunea că îi vom face vânt mândri. Este clipa în care ne-am rămas buni, pășit cu speranță și bucurie, încrezători în noul drum, zonii să le descoperim. Dacă acum 4 ani ne uitam stângaci la orar, căutând în jur pe cineva care să ne inițieze, astăzi încheiem. Dacă acum 4 ani uitam stângaci la orar, căutând în jur pe cineva care să ne inițieze, astăzi încheiem o nouă etapă a vieții, într-o formulă deosebită. În încheiere doresc să urez colegilor mei succes la examene, domnilor profesori multă putere de muncă în activitatea profesională, menționând faptul că suntem norocoși pentru sprijinul venit din partea domnilor directori. Doamnelor directoare! Adio, an de liceu, cu emoții la română,
An de liceu, când amate dai de greu, când ți-i soarele în mână, te simți legendar Prometeu. Vă mulțumesc! O să stric pentru ultima dată catalogul la clasa a 12-a liceu. Și o să oferim diploma de absolvire. Elevei Elena Bianca Cărbune. Eleva Justina Cojocariu. Eleva Gabriela Roxana Hamciuc. Elevul Ștefan Gheorghică. Eleva Mariana Zâna Haras. Elevul Francisc Matias Lazar. Elevul Denis Mario Lipovanu. Eleva Elena Diana Lungu. Eleva Adelina Margareta Marinescu. Elevul Andrei Maftei. Elevul Vlăduț Gabriel Maier. Eleva Florina Mădălina Maxim.
eleva Maria Francisca Munteanu. Da. Elevul Gabriel Călin Nemțanu. Eleva Daniela Lenuța Onișor. Elevul Ciprian Constantin Petrescu. Elevul Ștefan Paul Titu. Elevul Bogdan Vasilică Toma. Eleva Larisa Ioana Ținei. Și elevul Ionuț Gabriel Vasile. La o clasă așa de frumoasă. Da, e vară. La o clasă atât de frumoasă avem și premianți. Și felicităm. Premiul 3, Cărbune Elena Bianca. Premiul 3, Daniela Lenuța Onișor. Tot premiul 3, Haras Mariana Zâna.
premiul 3, Hamciuc Roxana. Premiul 2, Cojocariu Iustina. Premiul 2, Lungu Elena Diana. Și tot premiul 2, Florina Mădălina Maxim. Felicitări pentru premianți. Am înțeles că au pregătit un cuvânt elevii din clasa 12-a, așa că eleva Lenuța Daniela Munișor o să vă vorbească. Ne aflăm astăzi în fața dumneavoastră a cadrelor didactice, a părinților și elevilor, la absolvenți a clasei a 12-a de la Liceul Tehnologic Mihai Buzău, Pășani. Este un moment important din viața noastră pe care dorim să-l împărtășim cu voi. Îmi amintesc nenumărate momente când foarte mulți dintre noi erau nerăbdători să sosească această zi. Ei bine, această zi a sosit. Lucrurile pe care le simțim noi acum nu pot fi aplicate și explicate în cuvinte. Pe de o altă parte, suntem fericiți că am terminat și că am absolvit. Apoi vine bacul. Luăm bacul. Lucrurile vor merge bine. Însă, pe de altă parte, există și un strop de tristețe. În toți acești ani am cunoscut o mulțime de persoane, s-am format multe prietenii și am trăit multe momente unice. Liceul a fost distractiv, dar am dat și o pagină în viața noastră. Ne-am mutat din copilărie maturizare și acum este momentul să ne găsim pasiunea. Este timpul să învățăm ce vrem să fim, dacă nu ne-am dat seama sau să ne urmăm visul. Așadar, părinți, deschideți-vă portofelele pentru că studenția nu este ieftină. La fel de emoționată este și ultima zi petrecută pe băncile școlii. O zi în care impresiile și emoțiile puternice sunt mai multe ca oricând. Iar fiecare elev conștientizează că o etapă importantă din viața sa tocmai s-a încheiat. Noi, clasa 12-a liceului, le mulțumim domnilor profesori încă o dată pentru tot ceea ce ne-ați învățat și mulțumim domnului Petrescu Alexandru pentru tot ceea ce a făcut pentru noi, pentru fiecare parte și pentru că ați știut să treceți peste toate răbufnirile noastre, peste toate emoțiile și nemulțumirile adunate la un loc. Chiar dacă rezultatele la învățătură nu au fost extraordinare, noi, pentru domnul diriginte, am fost o clasă model, frumoasă, deșteaptă, așa cum i-a spus el dumnealui mereu. Dragi profesori, vă mulțumim pentru muncă, înțelegerea și dăruirea voastră. Pentru fiecare elev vine ziua în care școala și profesorii preferați sunt lăsați în urmă, iar o nouă pagină de viață urmează. Mulțumim, dragi profesori, pentru o răbdare nesfârșită, pentru înțelepciune și inspirație. În școala noastră, profesorii au creat o atmosferă de înțelegere reciprocă, bunătate și sinceritate. Vă exprimăm sincer recunoștința noastră profundă și vă suntem recunoscători pentru profesionalismul, amabilitate și dragostea dumneavoastră. Vă mulțumim! O să ne retragem de pe scenă. Dăm locul clasei. Thank you.
Am mulțumit mult. Urmează domnul diriginte de la clasa a 12-a B. Hristos a înviat. A să încep cu strigarea catalogului pentru ultima oară și a să încep cu elevul Alexandru Andrei Burcă. Diplomă de absolvire pentru elevul Puliță Constantin Buta. Diplomă de absolvire pentru eleva Diana Dumitrița Chelar. Diplomă de absolvire pentru elevul Alexandru Constantin Coman. Diplomă de absolvire pentru elevul Cristian Gabriel Corpecel. Diplomă de absolvire pentru elevul Daniel Robert Constant. Diplomă de absolvire pentru elevul Gabriel Coțovanu. Diplomă de absolvire pentru elevul Cristian Ionuț Crețu. Diplomă de absolvire pentru elevul Alexandru Gheorghiță Dorotei. Diplomă de absolvire pentru elevul Alexandru Casian Filip. Diplomă de absolvire pentru eleva Ștefania Mihaela Gurzun. Diplomă de absolvire pentru elevul Ștefan Ieftimie. Mai
diplomă de absolvire pentru eleva Delia Lenuța Iordache. Diplomă de absolvire pentru elevul Ciprian Florin Maghier. Diplomă de absolvire pentru elevul Petru Gabriel Mâncuc. Diplomă de absolvire pentru elevul Eusebiu Ovidiu Mihalache. Diplomă de absolvire pentru elevul Mihai Nistor. Diplomă de absolvire pentru elevul Cosmin Constantin Panciu. Diplomă de absolvire pentru elevul Robert Ionuț Todiric. Diplomă de absolvire pentru elevul Timotei Totoi. Am să anunț și premiile din anul școlar. Și anume, se acordă premiul 3 pentru eleva începusem premiul al treilea, care se acordă elevei Cursul Mihaela Ștefanie. Și mulțumesc pentru tot ajutorul în cei 4 ani. Tot premiul al treilea se acordă elevei Iordache Delia Lenuța. Am să trec și la mențiuni. Eleva Diana Dumitrița Chelar. Tot mențiune pentru elevul Cristian Ionuț. Și elevul Iftimie Ștefan. Vă spun câteva cuvinte, scuzați emoțiile încă o dată. Doamnelor director, stimați colegi și stimați părinți, dragi absolvenți, este un moment mult așteptat când elevii claselor a 12-a se pregătesc să părăsească liceul și de aceea vă felicit pentru finalizarea unui capitol important din viața și educația voastră. Drumul însă nu se termină aici.
Probabil v-ați gândit și vă gândiți în continuare la viitorul vostru profesional sau la alternativele educaționale pe care le veți urma. Veți merge cu toții în viața reală, unde vă așteaptă proiecte și oportunități pe plan profesional și familial, dar poate și dezamăgiri și eșecuri. Indiferent unde vă duce viața, vreau să vă încurajez pe toți cei aflați astăzi aici să priviți cu speranță spre viitor, să aveți încredere în voi înșivă și să nu vă lăsați învinși. Să nu vă considerați niciodată suficient de învățați, încât să încetați să mai învățați. Iar cel mai bun învățător este viața. Trăiți-vă viața frumos și o să rămâneți frumoși și tineri toată viața. Vă doresc să fiți puternici și să ne revedem cândva peste ani cu întâlniri și realizări profesionale. Vă mulțumesc! Bună ziua! Bine v-am găsit! Avem niște mesaje făcute din partea noastră pentru doamnele director, inclusiv pentru toate cadrele didactice care ne-au fost alături timp de 4 ani. Ne aflăm astăzi, pentru ultima dată, în fața dumneavoastră, în calitate de elevi și cu respectul cuvenit unui astfel de moment, vrem să vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați învățat în anii petrecuți împreună. Știm că nu a fost ușor, știm că nu v-am ascultat întotdeauna. Ba unii dintre noi au fost uneori chiar obraznici, dar dumneavoastră ați înțeles că acesta a fost pentru noi. A fiecărui de a vă arăta că avem nevoie de dascăl, vocații, care să știe să ne ia de fiecare exact așa cum suntem. Să ne prețuiască, să ne ajute, să ne cunoaștem, să ne prețuim prieteniile, să iubim cuvântul și cărțile, să ne formăm astfel niște caractere puternice, capabile să înfrunte viața adevărată. Dacă am reușit sau nu, că împreună să facem asta, nu vom putea decât peste ani, pentru că piatra de încercare a caracterului nostru este timpul. Acum 4 ani intram pe poarta acestei școli cu inima strânsă și fără să cunoaștem pe nimeni. Iar acum când ne pregătim să părăsim, luăm cu noi pe lângă foarte multe amintiri frumoase și mulți prieteni adevărați. Dumneavoastră veți rămâne aici, vin acum din urmă, alți elevi. Păstrează datoria de a trece acum trecutul la amintiri și de a vă concentra pe viitor. La fel vom face noi, fără a uita însă niciodată de dascălii care ne-au pus condeiul în mână, ne-au cizelat limbajul, ne-au învățat că întotdeauna 2 și cu 2 fac 4, ne-au îndemnat să prețuim natura, locurile natale și strămoșii. Ne vom gândi la fiecare început de an școlar, știind că sufletele vă vibrează atunci când zăriți pâlpurile de copii ce se îndreaptă voiesc spre școală și ne vom aminti cu drag că odată de mult, în grupul copiilor care vor avea grijă acolo, cu respect și cunoștință pentru tot efortul depus pentru noi, vă anunțăm azi că suntem gata pentru noul drum, plin de neprevăzute, neașteaptă și pentru care ne-ați îngrijit cu devotamentul de zi de zi în acești 4 ani. Vă mulțumim frumos și să rămâneți cu bine! Avem un mesaj special pentru doamnele director. În numele clasei a 12-a de liceu, vă mulțumim pentru sprijinul acordat, atât moral, cât și managerial. Dumneavoastră ne-ați prezentat viața dincolo de vedere al călătorului care se bucură de cele mai paradisiace locuri ale spațiului vizitat. Căim intens toate emoțiile pe care le cunoaștem în acest loc și apoi, cu o nouă sete de cunoaștere, de noutate, pleacă spre următorul punct turistic de pe lista sa, care îi va aduce cel puțin aceeași satisfacție. Faptul că aveți răspuns la toate întrebările noastre, din orice domeniu, denotă vigilența dumneavoastră de a ști totul.
de a fi pregătită pentru orice situație, în orice ipostază, determinându-se astfel să ieșim din sfera mediocrității și să fim cu o treaptă mai sus față de restul. Întotdeauna ați avut soluții practice în ceea ce privește rezolvarea problemelor administrative ale liceului. Vă dorim cât mai multe realizări, ocupând această funcție și câte mai multe proiecte prin care elevii își pot depăși limitele și pot dobândi aceeași viziune deschisă asupra lumii precum dumneavoastră. Pentru domnul dirigente. Chimia, un cuvânt atât de simplu pentru o nouă materie atât de frumoasă. Din prima zi în care l-am întâlnit pe domnul profesor, am știut că această materie va fi preferata noastră. Am trecut prin bune și rele, neștiind că aceste experiențe ne vor ajuta să devenim persoanele ce am devenit astăzi. Timpul petrecut în clasa de chimie a trecut zburând și nu ne imaginăm cum ar fi să nu întâlnim un profesor atât de pasionat de materia sa și dornic să-și învețe elevii toate lucrurile pe care el însuși le știe. După părerea noastră, am fost cea mai norocoasă clasă din moment ce am avut onoarea de a studia această știință unică și, și atât de interesantă cu domnul rotar Ionuț. Am trecut alături de colegii mei prin lecții mai grele sau mai puțin grele. Suntem mândri că în urma acestei experiențe nu am mâncat doar chimie pe pâine, ci am rămas cu lecții de viață ce vor rămâne pentru totdeauna în inimile și mințile noastre. Lecții ce ne vor ajuta să promovăm adevăratele examene ale vieții. Vă mulțumim, domnule dirigent! Avem un mesaj pentru doamna de română. Ați avut grijă și înțelegere, umor și căldură sufletească, reușind nu numai să ne lărgiți vocabularul și să ne îmbunătățiți sintaxa, ci să ne susțineți în timida noastră încercare de a desluși corola de minune a lumii. Acum, în acest moment al despărțirii, simțim nevoia de a vă mulțumi pentru toate eforturile, toată energia, toată dragostea pe care ni le-ați dăruit. Sperăm că bucuria clipelor trăite, împreună și tristețea efermă a despărțirii, să ne rămână tuturor în suflet, căci noi pășim în viață cu bucurii și cu mai puțină frică, întăriți și poate mai pregătiți pentru ce va urma, datorită faptului că v-am cunoscut mai mult și mai mult în fiecare oră petrecută împreună. Avem un mesaj pentru doamna inginer Miron Daria. Iată că a venit momentul să ne luăm rămas bun atât de repede de la dumneavoastră, chiar dacă au trecut 4 ani plini de amintiri și experiențe, a venit momentul să ne încheiem capitolul modulelor, prezentate așa cum doar dumneavoastră știți. Mereu când am avut nevoie, am fost înțeleși, un sfat bun mereu am primit și ne-ați ajutat să fim mai încrezători și noi, în noi înșine, luptând pentru visurile noastre. Pentru toate acestea, vă mulțumim și vă dorim la cât mai mulți elevi să vă treacă prin mână. Și avem un mesaj special și pentru domnul de practică, Romica Buleu. Nu degeaba spune, cu citat celebru, că practica este cel mai bun profesor. Însă atunci când practica este pusă în valoare și de un profesor dedicat, ca prin ea și mai bine, de la dumneavoastră am învățat lucruri practice, pe care nu le vom uita niciodată și pe care o să ne le amintim cu drag. Vă mulțumim pentru răbdarea și didăcia de care ați dat dovadă și vă dorim ca în anii viitori să fiți la fel și practica care o arătați elevilor să nu fie uitată. Mulțumim, domnule profesor! Avem și un mesaj pentru doamna de matematică, Bișoc Mihaela.
Matematica este o știință exactă. Este nevoie de multă prevenență și muncă pentru a ne explica toate acestea și pentru asta vă mulțumim mereu. Toate aceste rădăcini, pătrate, logaritmi, ecuații, doar cu dumneavoastră le-am putut învăța. Vă dorim să nu pierdeți dragostea al turistă pentru studenții dumneavoastră și să rămâneți devotată meseriei dumneavoastră. Mulțumim frumos! Avem un mesaj special și pentru doamna de fizică. Mereu ați avut un răspuns la orice. Știți sute de formule. Vă admirăm pentru asta și vă respectăm inconstenabil. Vedem multe experimente și transformări în lecțiile de fizică. Ne readuceți la realitate. Avem nevoie de mai puține versuri în viață. Ne bucurăm că am putut să fim elevii dumneavoastră în acești 4 ani. Mulțumim, doamna profesor!